Dumneavoastră, care a fost încetat să amânați pentru posibilitatea acestui proces. Încă de la debutul. Nu cred că e adevărat, vă deci, nu am formulat nicio cerere de amânare noi, deci din partea apărării nu a venit niciodată o cerere de amânare. Nu, dar deci în minunat să facă domnul Pascu să dea și el o declarație. Era cu oamenii ăștia față-față. Suntem într-o procedură simplificată, aceea recunoaștere indignului. Situație în care noi nu am contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, față de acest aspect și a exprimat poziția și a trebuit să înțelegem cu toții că în această procedură a dat o declarație, a fost consemnată la dosar, drept urmare, atâta timp cât nu contestăm probele administrate în cursul urmăririi penale, ele nu se readministrează. Deci o declarație există la dosar. Iar dumneavoastră le oferați bani. Era momentul, cred că, să oferiți acum banii? Părțile civile s-au constituit la dosarul cauzei, parte civilă cu sume pentru daune morale și daune materiale. Față de toate înscrisurile depuse de către aceștia la dosar, care fac dovada unor cheltuieli pe care le-au făcut, s-au constituit parte civilă și avem posibilitatea aceasta ca în cursul judecății sau ulterior judecății sau între fond și apel să achităm toate aceste cheltuieli solicitate de către apărare, de către apărătorii. Domnule avocat, agentul dumneavoastră va fi schimbat în cadrarea juridică? Pentru că au fost destul de mult argument. N-aș putea să vă spun. Argumentele noastre au fost aceleași. Cererea de schimbare a încadrării juridice a fost formulată de data aceasta doar de către apărătorul familiei Olariu. Au fost aceleași argumente invocate anterior, motiv pentru care și noi am avut aceleași apărări. Vreau să vă precizez încă o dată că în cursul urmăririi penale, când dosarul era instrumentat de parchet, la acel moment, familia Olariu, asistată de același apărător ales, nu a înțeles să formuleze o plângere penală pentru omor sau pentru astfel de infracțiune pentru care să cere acum schimbarea de încadrare. Deci, practic, în cursul urmăririi penale, dânsii au formulat în mod explicit, în cuprinsul declarației, că înțeleg să formuleze plângere prealabilă pentru infracțiunea de ucidere din culpă și nu pentru omor. Nu înțeleg la acest moment, cel puțin din punctul nostru de vedere, nu înțelegem care au fost acele aspecte obiective sau subiective ce au determinat apărarea familiei Olariu să formuleze la acest moment o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice. Cu atât mai mult, la fel, aș dori să subliniez faptul că celelalte părți civile și părți vătămate nu au formulat astăzi o astfel de cerere. Doar au susținut cererea formulată de familia Olariu. Domnule avocat, în vreun moment clientul dumneavoastră a spus că regretă ceea ce a făcut? Poate acum, când au ieșit toți din sală și ați rămas cu el. A declarat acest aspect că regretă și are... La termenul care va fi fixat pentru fond, veți auzi în ultimul cuvânt care este poziția lui vis-a-vis de săvârșirea faptelor și vis-a-vis de toate aspectele pe care dumneavoastră le-ați indicat cu ocazia fiecărui termen de judecată. Suntem în această procedură simplificată care nu ne permite practic să audiem, să formulăm alte cereri cu excepția înscrisurilor în circumstanțiere. Deci apărarea noastră a inculpatului se bazează în mod exclusiv pe probele administrate în cursul urmăririi penale și nu avem posibilitatea să administrăm probe noi cu excepția acestor înscrisuri în circumstanțiere. L-am văzut de câteva ori pe Vlad Pascu.